23 februarie este o adevărată sărbătoare pentru Dacia Chișinău. Cel puțin asta demonstrează mesajul care a fost publicat pe site-ul echipei. În adresare se spune că Dacia felicită conducerea și angajații echipei, staful tehnic, toți fotbaliștii și suporterii clubului, precum și pe toți bărbații din toată lumea cu ocazia zilei de 23 februarie, ziua apărătorului patriei. Mesajul dacilor se încheie cu următoarele cuvinte. Fie ca soarele succesului să vă călăuzească tot timpul și să vă lumineze, iar echipa noastră să vă bucure doar cu noutăți bune. Totuși, se pare că soarele nu l-a călăuzit și nu l-a luminat pe fostul jucător al Daciei, Igor Negrescu. În prezent, antrenor la echipa a doua a dacilor, Negrescu a ajuns cu mâna ruptă la spital după ce a căzut în timpul unui antrenament. Jucătorii de la Milsami au avut mai mult noroc de 23 februarie. Fotbaliștii s-au spălat cu zăpadă după ce au fost la sauna echipei naționale de la Vadul lui Vodă. Da, auzit, băieți, îmi spunea povestesc de ziua asta și din când în când să învăț mai mult din Moldavia și o să fiu mai aproape de... Ați făcut armată? Nu, eu era la fotbal atunci în Brazilia, când tu iese la fotbal, la echipă, cu un contratul, dă-i în pace să nu mergi la armată. Milsami a întâlnit astăzi echipa Poliaș într-un meci amical disputat la Vadul lui Vodă. Formația antrenată de Sergiu Kleschenko a pierdut cu 0-1.